Îl avem acum alături de noi pe Vlad Săftoiu, Research Analyst în cadrul companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Equinox. Bună, Vlad! Ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră. Bună, Corina! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Pentru început aș vrea să discutăm puțin despre rezultatele analizei voastre. Spui că vorbim despre 150.000 de locuitori care au acces la cel mai rapid mijloc de transport în comun din București, odată cu inaugurarea noului tronson de metrou. Dă-ne mai multe detalii. Da, noi am pornit această analiză dorind să vedem exact care este impactul deschiderii primului tronson de metrou a liniei M5 și mă refer la tronsonul Râul Doamnei Eroilor, o lucrare de infrastructură care este poate cea mai importantă de acest tip din București 30 de ani. Și o să vedem exact impactul atât asupra locuitorilor din drumul Taberei, cât și asupra angajaților care își desfășoară activitatea în clădirile de birou din zonă. Cu ajutorul unui SOP de specialitate am calculat că aproximativ 150.000 de oameni se află la o distanță de aproximativ 10 minute de mers pe jos de fiecare din cele 10-9 stații de metrou nou create. Desigur, dacă am extinde această rază la 15 minute, am vorbit de peste 200.000 de oameni chiar. Iar în ceea ce privește angajații din birourile din zonă, am calculat, ținând cont de suprafața clădirilor de birouri, cât și de rația de metri pătrați aferenți fiecărui angajat, că în condiții normale, evident nu vorbim de acum de pandemie, circa 2 oameni vor avea un acces mai facil către locul de muncă odată ce aceste persoane vor dispărea. Din datele noastre, cererea pe segmentul rezidențial este deja în creștere și înainte de inaugurarea metroului, la fel și prețurile apartamentelor. Cum crezi că vor evolua lucrurile pe viitor? Zona drumul Taberei continuă să fie mai accesibilă din acest punct de vedere din București. De altfel, prețurile medii din zonă sunt cu aproximativ 20% mai mici decât media prețurilor rezidențiale din întreg Bucureștiul. Noi nu am observat o creștere masivă nici în ultimii ani, pentru că acest proiect, refer la tronsonul de metrou, a început în 2011. Nu au existat creșteri foarte mari în această perioadă și ne este foarte greu să estimăm ceva foarte clar pentru, nu știu, următorul an sau următorii 2 ani, tocmai din cauza faptului că persistă un anumit nivel de incertitudine care face orice previziune un pic mai dificilă. Va trebui să vedem și care va fi impactul măsurilor luate de la 1 ianuarie în ceea ce privește ratele bancare, pentru că, după cum știm, acel moratoriu momentan la 31 decembrie și impactul unei decizii guvernamentale în acest sens va fi unul destul de important pentru piața rezidențială și evident și pentru zona drumul Taberei. Bine, în foarte multe anunțuri imobiliare era trecut metroul încă de ceva ani în urmă, chiar dacă nu fusese inaugurat și era totul încă în curs de dezvoltare. Așa este. Consider că este posibil ca, odată cu extinderea rețelei de metrou, zona să devină mai atractivă pentru dezvoltatori. Este posibil să vedem, nu știu, niște evoluții similare cu cele care au apărut în Paladii sau în București Noi, odată cu noile stații inaugurate după 2000? Dacă să ne raportăm la o zonă mai extinsă, până de curând, însemnând ultimii 5-7 ani, proiectele rezidențiale majore au fost dezvoltate cu precădere în zona Ghencea și prelungirea Ghencea, unde în perioada pe care au fost dezvoltate proiecte ce însumează mii de unități, și mă refer și la apartamente și la vile, case și alte unități locative. Problema zonei drumul Taberei este lipsa, comparativ cu București Noi și Paladii, este lipsa unor terenuri foarte mari, medii sau pretabile unor dezvoltări rezidențiale
masive și aceasta putea fi o problemă strict referitor la zona drumul Taberi. Iarăși, dacă extindem puțin zona și mergem către Progresului, zona Progresului, deja o zonă cu densitate rezidențială mai mică, fapt reflectat și în analiza noastră, considerăm că acolo există un potențial mai ridicat, cel puțin în apropierea stației de metrou Academia Militară, unde deja atât de spații de birouri, cât și de spații rezidențiale de dimensiuni mai mari. O oarecare dezvoltare pe segmentul nou există în drumul Taberei în partea dinspre marginea orașului, în jurul cartierului ANL deschis acolo. Și aceea ar fi poate un eventual pol de interes pentru dezvoltatori. Există, bineînțeles, la marginea orașului creează premizele sau facilitările unui astfel de proiect mult mai mult decât unul aflat în interiorul orașului, numai că, bineînțeles, aici sunt anumiți factori care vor trebui luați în calcul atât de dezvoltatori, cât și de viitorii locatari ai acelor spații. Pentru că știm foarte bine că anumite proiecte rezidențiale dezvoltate la marginea orașului au anumite deficiențe care pot va decizia unor viitori locatari în sensul achiziționării unei locuințe în acele zone. Pe segmentul office, estimările făcute de voi arătau că din planurile dezvoltate până la 40.000 de angajați ar putea să-și scurteze drumul spre birou prin noul tronson de metrou. Această accesibilitate mai mare, crezi că va aduce noi investiții pe segmentul office în cartierul Drumul Taberei, care de altfel este un dormitor în mare parte al capitalei? Sau crezi că situația generată de COVID-19 îi va tenta pe dezvoltatori să schimbe strategia și să favorizeze componenta rezidențială? În acest moment, conform calculelor noastre, se află în construcție noi spații de birouri cu o suprafață de aproximativ 100.000 de metri pătrați la nivelul întregului București, dar există de asemenea și alte proiecte aflate în diverse stadii de planificare, mai mult sau mai puțin avansate, cu o suprafață tot de circa 400.000 de metri pătrați. Deci noi ne așteptăm ca în următorii 3-4 ani să vedem noi dezvoltări de spații de birou de aproximativ 800.000 de metri pătrați la nivelul întregului oraș. Dacă e să ne raportăm la zona de centru-vest a care noi am delimitat-o plecând de la Grozăvești, mergând până în zona Progresului, ne așteptăm la noi livrări de aproximativ 200.000 de metri pătrați în următorii ani. Fapt ce reconfirmă apetitul multor investitori pentru această zonă a orașului. Noi credem că aceste dezvoltări se vor întâmpla. Nu vedem, nu am, cu excepția unui singur care a fost anunțat oficial în altă zonă, că va fi reconvertit, că va avea o destinație schimbată și mă refer la una rezidențială. Nu avem cunoștință de alte proiecte care să sufere modificări importante în acest sens. Este vorba despre One Verdi Park din Floreasca. Pe de altă parte, One United Properties, dezvoltatorul, are un proiect și în zona stației de metrou Academia Militară. Este un proiect mixt acela, este un proiect care conține trei componente de fapt. O componentă importantă de spații de birou, dar și una rezidențială, cel puțin la fel de semnificativă și de asemenea spații de retail destul de importante, mai mari decât în orice anunțat în București. Deci vorbim de un proiect de mixed use care devin din ce în ce mai pregnante pe piața locală, atât în București cât și în alte orașe. În ceea ce privește dezvoltările strict de office, problema cea mai importantă pe care probabil o vor lua în calcul dezvoltatorii se referă la impactul muncii de acasă, care a fost experimentat pentru prima oară la o scară mai largă, odată cu începutul. Și probabil că următoarele 12 până la 18 luni vor fi foarte importante în acest sens pentru a cuantifica exact acest impact,
în sensul deciziei referitoare la dezvoltările viitoare. În acest moment nu avem cunoștință de alte proiecte cu care au suferit modificări masive și rămâne de văzut, bineînțeles, să vedem perioada următoare cum evoluează. Tronsonul Râul Doamnei Eroilor este doar o magistrală A5. Aceasta ar urma să traverseze orașul și să lege drumul taberei de Pantelimon. Ce impact ar putea să aibă finalizarea magistralei pentru piața rezidențială din zona de est a orașului, în special pentru Pantelimon, care momentan este o zonă destul de ieftină? Da, aici trebuie să ținem cont de un aspect foarte important și anume durata a finalizării acestei construcții. Trebuie să ne gândim că acest proiect este compus din încă două tronsoane. Mă refer la Eroilor Universitate și apoi Universitate Pantelimon. Două tronsoane ce însumează aproximativ 9 km. Ținând cont de durata în care a fost finalizat primul tronson, de dificultatea obținerii finanțărilor necesare unui astfel de proiect, noi estimăm că asta nu va putea fi gata mai devreme de orizontul 2028-2030, în cel mai fericit caz. Peste 10 ani, mai mult ca sigur, vom vorbi de alte coordonate ale dezvoltărilor urbane, din toate punctele de vedere, mă aștept să apară schimbări importante în piață și, iarăși, este foarte complicat să estimăm un impact real. În mod cert vor exista creșteri de preț, pentru că o astfel de linie va duce invariabil la așa ceva, dar impactul în ceea ce privește viitoarele construcții, numărul lor, potențiale dezvoltări de alt tip, office, retail, este foarte dificil, tocmai din cauza orizontului foarte îndelungat de timp. Dacă e să ne referim la impactul asupra locuitorilor, atât al cartierului Pantelimon, cât și ai comunelor limitrofe, în mod cert, aceștia vor beneficia de un acces mult mai facil la centrul orașului, cât și către cei mai importanți poli de spații de birouri din București. Și avantajul va fi unul foarte important pentru aceștia. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Vlad. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și sper că aceste informații vor fi fost unele valoroase pentru emisiunea dumneavoastră. Cu siguranță!